Ce ziceți, mă? Bine sănătoși la Pungo Groși? Astăzi o să facem un nou episod de reacție în care o să învățăm ceva nou, în care o să încercăm să aducem niște argumente cât se poate de simple, logice și să facem referire pe un domeniu puțin mai controversat și destul de periculos, ca să zic așa, pentru că astăzi intrăm pe un domeniu destul de negru, în care dacă nu ești de acord, riști să pleci de acolo direct cancelat. Și astăzi o să ascultăm o parte dintr-un interviu cu Dana Budeanu, care a fost invitată în podcastul lui Damian Drăghici, și o să vedem un pic ce vrea să ne spună despre mișcarea feministă. Și o să ne uităm un pic și la comentarii, ca să vedem cu ce au contraargumentat-o oamenii de acolo, dovedindu-i, dacă se înșală, cu ce se înșală și cum i s-a explicat acest lucru, dacă s-a întâmplat acest lucru. Haideți să vedem videoclipul. Această mișcare feministă, cu care n-am nimic, pentru că ea a pornit de la niște principii complet nevinovate, că votăm, că niște de astea. De fapt, s-a născut să distrugă femeia. Noi nu trebuie să fim feministe, noi trebuie să fim femei. Pentru că majoritatea nu mai vor să fie femei. Care este rolul fiecăruia? În primul rând, tu ca bărbat, tu ești construit genetic să poți să iei o decizie, ok? În momentul când iei, atenție, nu fac discriminare de gen, pentru că în momentul când iei o decizie foarte importantă, într-o situație critică sau o decizie în general, tu consumi energie și tu spui toată credința și puterea ta în acea decizie, ok? Ea trebuie să te urmeze și să se bazeze pe tine că tu ai luat cea mai bună decizie care să fie bine pentru toată lumea, pentru ea, pentru tine, pentru familie, pentru toți, pe plan financiar, pe plan moral, dacă este vreo problemă, astfel încât totul să fie bine. E, în momentul când ea este bărbatul în familie și el pur și simplu stă așa comod și o lasă pe ea să ia toate deciziile, în momentul ăla el devine femeia. Aviz cu energiile masculine și feminine. Ăsta este primul lucru. Ai capacitatea necesară să iei o decizie în viața ta, pentru tine, pentru siguranța ta, să te ții de ea și să nu ți-o lași clintită? Eventual, dacă crezi că nu este ceva bine și consideri că trebuie să faci o schimbare, să-ți schimbi decizia, să poți să o faci, dar să-ți o asumi, poți să faci asta. Primul sunt pe care să te ghidezi. Una la mână. Doi la mână. Dacă ea ia decizii și ea devine bărbatul în familie, pe ea pică toată responsabilitatea. Să ia decizii, să asigure casa, cheltuielile, viața, tot. Tot. Nu spun acum că trebuie tu să iei fiecare decizie în parte sau ia fiecare decizie în parte. Nu. Trebuie să existe un echilibru și asta depinde de la situație la situație, la caz la caz. Și sunt sigur că există atât de multe situații în care atât tu ai luat decizii bune, cât și ea a luat decizii bune și s-a creat acest echilibru. Doar că deciziile critice și importante tu le iei în general, doar de-aia ești stâlpul, pilonul. Știți cum erau considerați tații noștri pe vremuri? Stâlpii familiei. De-aia, ei luau cele mai importante decizii. Nu vorbim de deciziile alea pe care ți le-ai implementat religia și alte dogme handicapate, că femeia n-are dreptul să sufle în fața ta, tu ai dreptul la tot, tu să faci copii, ea n-are dreptul să hotărască. Nu vorbim de astea. Deci nu vorbim de decizii care vin peste puterea ei și peste viața ei. Ok? Care vin peste nivelul ei de hotărâre. Ok? Nu vorbim de deciziile astea extreme. Hai să vă zic ceva. Când un bărbat, pur și simplu, o lasă pe ea să ia deciziile și să facă munca aia masculină, lui convine, pentru că el nu mai consumă energie în creier. Nu iau nicio decizie, stau calm, sunt condus de ea. Ea e bărbatul, ea e stâlpul, ea mă conduce, eu doar o urmez. Probabil o să ziceți, ce e rău în asta? Nu e nimic rău în asta, decât că ne-am deraiat un pic de la rolurile cu care am fost lăsați pe pământ de către mama natură. În rest, dacă ție-ți convine, dă-i înainte. Dacă înțelegeți și mergeți așa pe termen în toată viața și sunt sigur că sunt atâtea cupluri care au ținut așa, de ce nu? Eu încerc doar să vă învăț ca să vă scot un pic din confuzie și să înțelegeți un pic pentru cei care vreți să vă asumați rolul de bărbat și pentru cele care vreți să vă asumați rolul de femei. Că sunt alții care nu vor, partea a doua. Pentru cei care vor, ăsta este primul lucru. Și ia gândește, dacă ea e genul de tipă care ia în permanență decizii
și dă peste cineva care el știe să se impună, el știe să tragă greu după el, el știe să ia decizii, el știe să facă gestiuni, el știe să iasă din aproape orice situație și o face cu calm, fără stres și fără frică, în momentul ăla, ea nu o să mai simtă povara responsabilității și o să înceapă să se atașeze de el și o să vrea să-l urmeze, pentru că îl vede genul de persoană cu putere de decizie care trebuie urmat. Un lider. Ce înseamnă un lider într-un domeniu? Un om care decide pentru soarta tuturor. Și instinctiv te duci și-l urmezi. Că vorbim la nivel de afacere, că vorbim la nivel de familie. Este același lucru. Oamenii întotdeauna l-au urmat pe cel mai puternic din rang, din trib, din birou, din ce vrei tu, din familie, spune-o cum vrei, din atâtea domenii. Întotdeauna l-ai urmat pe cel care a avut cea mai multă influență și a știut să ia cele mai bune decizii pentru toți. Despre asta este vorba. Și Dănuț aici a ieșit bine. Nu o să spun că azi sunt totalitate bine, ci doar că aici a ieșit bine. Continuăm. Pentru că majoritatea nu mai vor să fie femei, nu mai există viața aia la care vă uitați în filme, pe care o citiți în cărți, pe care vă doriți. Iar un lucru foarte important. Majoritatea sunt confuzi. Vor o viață ca în filme, vor o viață ca în citate, vor o viață ca miliardarilor. Ne știm despre ce e vorba și crezând că totul se rezumă doar la muncă. Stați, nu știi că nu vă zic și părțile alea dark. Alea nu se spun. Nu public. Sunt multe lucruri care dacă s-ar zice publice, s-ar... Nu intru în amănunte. Dar da, rolul filmului și al cărților de dragoste și al citatelor și al bla 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 nu sunt adevărat. N-au nicio treabă cu realitatea. Sau foarte puțin. Rolul unui film, chiar dacă este inspirat din fapte reale, este acela de a vinde. Când regizorul trage filmul ăla, scopul cu care îl trage este să facă profit. Nu să educe o generație de oameni ca să creeze noi mentalități și noi relații fericite. Nu îl interesează decât să-și scoată profitul și investiția în care și-a stors creierii și a tras un film care l-a costat și ca bani și ca timp și ca l-a luat dracii cât a investit în film și vrea banii. Nu îl interesează pe el cine se uită și cu ce rămâne după. Nu îl interesează asta. De asta spun că sunt frumoase, dar să nu le iei ca un fapt real asupra vieții tale. Nici poveștile, nici basmele, nici filmele. Să nu uităm ceea ce se întâmplă în acel film, în primul rând, care un spectru, un cadru bine tipărit, un script bine detaliat, mulți psihologi în spate, nu are cum să ți se potrivească ție în realitate. De ce? Pentru că lucrurile care se întâmplă în acel film sunt concentrate într-o oră și jumătate sau două, cât are filmul, da? Deci ceea ce ți s-ar putea întâmpla ție în câteva momente, scene din acel film, de-a lungul lunilor sau anilor, regizorul le concentrează într-o oră jumate. Că atât are nevoie ca să vândă. Asta faceți. Asta se întâmplă. La fel și în povești. Toți ne dorim o viață ca în filme. Toți ne dorim să ajungem ca Jeff Bezos, ca Bill Gates, ca Zuckerberg, ca nu știu ce vedetă, ca nu știu ce dă-sta cu pătrățele, ca... Bă, fraților, stați-mă liniștiți. Voi nu știți cât Photoshop e investit. Deci în toată industria asta a fotomodelor, voi nu știți în primul rând cât se investește, nu în oameni, în Photoshop, în imagine. Câte imagini denaturate nu se vând pe piață, tocmai pentru a-și putea vinde mai departe alte branduri, hainele, accesoriile, parfumurile, și atunci când dietele, și atunci când te resemnezi alcoolul. Ce vreți mai simplu de atât? Viața e crudă, nu e ca în filme. De-aia se spune că viața bate filmul. Dacă toți, sau aproape toți, am face câte un film după viața pe care am trăit-o, ar rămâne gala Oscar, fără premii de dat. Am fi prea mulți. Deci nu mai trăiți în iluzia filmelor. Uitați-vă, bucurați-vă, dar nu le transpuneți în realitate. Bine, la cât de subtile sunt lucrurile, mă îndoiesc că este imposibil ca la un moment dat subconștientul să nu prea acele imagini și să vă influențeze viața, comportamentul. E cam greu, dar măcar acum știți ce și cum. Continuăm. Și nu mai aveți. Bărbatul nu este născut. Bărbatul nu este născut. Nu este născut bărbatul. Bărbatul, da?
nu este construit să stea într-o relație. Atenție! El nu este construit. El nu s-a născut pentru asta, el s-a născut să vâneze. De partea asta, cu bărbatul s-a născut să vâneze, n-am studiat încă suficient biologie evoluționistă, așa că nu am să comentez foarte mult. Trecem peste capitolul ăsta și ne ducem direct în secțiunea de comentarii. Măi, culiță, ce e aici? Cancelare pe față, anulare. Bă, deci toți ăștia au anulat-o ca femeie, ca să ne înțelegem. Dacă tăceai, filozof rămâneai, sincer, o frustrată de femeie. Deja nu mai știe ce să zică. Femeia e nebună rău. Nu ești mai proastă pentru că nu te antrenezi. Ești dusă rău de tot de la cap. E frustrată că a lăsat-o ăla care are revistă ca în can. Cel mai bine i-ar sta cu gura închisă, așa că tași că te faci de tot rahatul. Te prețuiesc mult, Damiane, dar de ce inviți nulități în emisiune? Dumnezeu cu mila. Nu am cuvinte, mi-e scârbă când aud pasta. Du-te acasă, fă proastă care ești. Cum să... Așa sunt aproape toate comentariile. Te consider femeie? O părere umilă a mea este că ești doar o ciocănitoare. Socola scrie pe tine. Chiar și fără să deschidă gura, se vede care probleme la mansardă. Atât pot oamenii ăștia. Atât pot. Nu văd nici măcar un contraargument să-i demonstreze că greșește. Un om inteligent face un research sau dacă cunoaște ceea ce susținem, vine cu un contraargument, aduce niște informații în plus, da? Și îți explică cu frumosul, adică dă dovadă și de inteligență și de cei 7 ani de acasă, lucru pe care eu nu l-am văzut aici. Cancelarea nu se încadrează în cei 7 ani de acasă și nu a fost niciodată utilă în niciun domeniu. Pentru că, haideți să vă spun, după logica asta, în aproape orice domeniu, dacă ar fi să luăm de exemplu, nu știu, veganii și mâncătorii de carne, după logica celor din comentarii, ar trebui să mergem la restaurante și să vandalizăm toate bucătăriile și farfuriile oamenilor în semn de protest împotriva consumului de carne. Adică să fim pro-veganism. Te duci la masă la unul și dai cu farfuria lui pe jos semn de protest vis-a-vis de consumul de carne. Iar dacă ești împotriva acestui act de activism, ești un om care urăște veganii doar pentru că nu ești de acord cu modul extremist de promovare al unui mesaj de interes public. Este trist că în 2022 să ai o opinie total diferită este considerată ca și când ai avea o violență sau o dorință la a păți ceva rău acele persoane sau pur și simplu, nu știu, nu cred că constituie un grup infracțional de criminali și trimis să-i atace doar fiindcă susțin o anumită cauză. Știu, oamenii ăștia pare că se identifică cu mentalitatea de victimă, pentru că altfel nu-i văd de ce ar reacționa așa. În momentul când te atinge mesajul ăsta de la o persoană random, cu ce te influențează? Dacă tu susții ceva, îți vezi mai departe de treaba ta și continui să promovezi ceea ce susții, dacă știi că este ceva sănătos. Promovând, nu anulând, nu cancelând, asta nu face decât să dovedească că ceea ce s-a zis este cât se poate de adevărat. Și chiar și eu la acest video, dacă voi vedea în comentarii misogin, prost, etc., toate astea nu vor face decât să dovedească că ceea ce am zis este cât se poate de adevărat. Haideți să vă spun ceva. Știu că au fost vremuri grele. Știu că sunt în continuare vremuri grele. Știu că sunt mulți nenorociți pe lume și știu că foarte multe fete suferă. Dar haideți să vă zic, adevăratele victime care au fost bătute, înjunghiate, maltratate, nu de băieți, ci și de sistem, nu să le auziți niciodată să vorbească. Nu să le auziți, poate foarte rar, să susțină vreun fenomen. Sau poate doar așa, mai pretrase. Pentru că știu prin ce au trecut, le e teamă să vorbească, vor să-și protejeze familia, alea chiar au fost reduse cu forța la tăcere. Alea chiar au fost adevărate victime. Nu că au fost într-o relație și s-a purtat iubitul prost cu tine. Depinde. S-a purtat rău în sensul că e pasibil de un dosar penal și pușcărie sau s-a purtat rău în sensul că era un alt needucat, disperat, fără relații, care probabil o să rămână pe dreapta toată viața și era disperat să nu-l părăsești. Spre ce vorbim? E diferență. Sunt multe cazuri, dar toate pot fi explicate cu frumosul. În ziua de astăzi, în timpurile pe care le trăim, în mai marea majoritate a cazurilor, toți suntem feminiști. Și eu sunt feminist. Da. De ce? Este foarte simplu. Dacă ai cei 7 ani de acasă, dacă știi să te porți, dacă știi să tratezi pe toată lumea în egală măsură, nu ții cont de statutul social prea mult și știi să te porți decent cu toată lumea și tratezi în mod egal pe toată lumea, ești automat feminist. Pentru că asta promovează mișcarea. Egalitate,
ceea ce se întâmplă astăzi, cancelarea asta, atacurile astea în comentarii, stați liniștiți. Cineva spunea odată, mulți creștini sunt doar cu numele. Pentru că un adevărat creștin îl iubește pe Dumnezeu, dar nu îi atacă pe cei care au altă credință. Așa și aici. Multe în ziua de astăzi îndrăznesc să spun că sunt doar cu numele. De-a lungul anilor, chiar și acest fenomen poate a fost la un moment dat influențat prin diverse cărți, prin diverse speakeri, prin diverse forme de putere care au venit și au adăugat niște plusuri și au scos anumite lucruri din context. Și au spus, uite, așa, 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 așa. Mulți creștini spun astăzi că tot ce e în Biblie este 100% adevărat. Fals. Scribii au fost primii sau printre primii care au modificat-o. La fel și aici. Încă nu se știe cu exactitate, dar nu mare mi-ar fi mirarea ca și pe viitor să se afle cum anume a fost modificat și influențat fenomenul acesta. Pentru că sunt sigur că niciun fenomen nu rezistă sute sau zeci de ani sau 100 și ceva de ani fără să fie la un moment dat influențat și fără să îi se schimbe anumite doctrine. Sunt sigur de asta. Dar e ok, sunteți liberi să credeți în ce vreți, sunteți liberi să faceți în ce vreți, mesajul ăsta este pur educativ, nu instig la nimeni, nu constituie acum niciun grup infracțional, nu strâng nicio comunitate ca să mă duc să dau peste feministe, nu fac așa ceva. Este strict educativ și informativ. Și da, un urmăritor de-al meu chiar mi-a spus că el personal cunoaște feministe care au spus, bă frate, și eu vreau egalitate, și eu vreau să fiu tratat în egală măsură, dar nu așa să mă duc eu să las comentarii, să-l sun pe ăla, să mă iau de ăla, ce a zis ăla, ce a făcut ăla. Pă bune, chiar n-am ce face cu viața mea, am studii, am facultate, am un viitor în față, vreau să stau la drept, vreau să merg mai departe, muncesc, învăț. Timpul meu este ocupat, am ce să fac cu viața mea, nu stau să-mi pun mintea cu toți handicapații care oră că e pe internet. Și așa este. Așa este. Este trist unde s-a ajuns în 2022, că dacă ești contra la ceva, înseamnă automat că ești un inamic care trebuie extirpat asemenea unei tumori sociale. Total greșit. Total greșit. Am orăcăit și eu destul, n-am nimic cu nimeni și nici nu urmăresc pe Dănuța, să ne înțelegem. Dar na, mulți încercând să-mi găsească noduri în papură, o să zic, a, ba că urmărești pe Dănuța, ba că ești prieten cu ea pe ascuns, ba că v-ați tras împreună, ba că ești un laș, ești un din oamenii ei, ești un mascat handicapat, e atât pot. Atât pot. Fără dovezi, fără nimic, în mintea lor, tu trebuie să fii câteva nivele mai jos, nu care cumva să spui ceva care, Doamne ferește, ar putea fi adevărat și le-ar putea clătina lor realitatea psihică pe care s-a bazat întreaga lor existență sau cea mai mare parte, că imediat au sărit ca fienele la atac. Aveți grijă de voi!